Îl am astăzi alături în studio, la al doilea podcast, pe Marian Mocanu, fiul celebrei cântărețe de muzică lăutărească Valentina Mocanu, care de 10 ani cântă cântece creștine. Marian Mocanu, te prezint, președintele Asociației Dar din Dar, violonist, dar și profesor de vioară, corect? Corect. Mă bucur să fiu împreună cu tine, Monica, și cu telespectatorii noștri. Marian, mă bucur că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă. Știu că ai un program foarte încărcat și nici nu știu cu ce să încep, pentru că faci atâtea lucruri frumoase și atât de utile, încât, nu știu, cred că nu ne-ar ajunge o zi să povestim tot ceea ce faci tu, și astăzi chiar vreau să-mi povestești despre activitățile tale frumoase cu copiii și nu numai. Dar uite că până la 40 de ani, aproape, nu i-ai împlinit încă? Nu încă. Aproape de 40 de ani. În august. Ai avut așa o viață atât de cu suișuri și coborâșuri. Ai avut o viață intensă încât cred că ai fi putut să scrii o carte. Și mă gândesc acum să te întreb dacă ai scrie o carte, ce titlu ai da? Nu știu să-ți spun un titlu în momentul ăsta, dar cred că ar fi ceva de a fi dispus să înveți. Fi dispus să fii învățat. Că sunt foarte mulți oameni care nu vor să se lase învățați și tocmai de aici cred că și pleacă multe din problemele pe care le întâmpină. Mă gândesc că n-aș putea să-i dau un titlu pentru că încă mă consider în momentele în care mai trebuie să învăț. Și să mai faci multe lucruri, da? S-a ajuns într-un punct în care să spun acum gata, s-a finalizat. Probabil nici nu este momentul unei cărți, dar... Știi că poți să faci mai multe volume. Am să mă gândesc da. La asta și nu știu să spun un titlu. Școala vieții, probabil, nu știu. Să știi că cred că ar fi potrivit. Da, nu degeaba te-am întrebat asta, pentru că ai o activitate atât de intensă, eu cel puțin... nici nu știu cum faci față atâtor evenimente, atâtor activități dedicate multe copiilor și copiilor defavorizați și astăzi și oamenilor vom povesti. În general. Și oamenilor în general, ești foarte apropiat de oameni, dar până o să ajungem acolo, nu am cum să nu te întreb câte ceva despre familia ta. Ai o familie foarte frumoasă, pe mama n-am mai văzut-o de ceva timp, dar povestește-mi puțin despre copilăria ta și despre familia ta, să te cunoască și cei care nu te cunosc. Păi să încep să vorbesc despre mama mea, care a fost un model de inspirație pentru mine, ea împreună cu oamenii din jurul ei. Pentru că noi când ne uităm la cei din jurul nostru, ne uităm și la cei cu care umblă, să spun așa. Și am văzut la ea, de când sunt copil, căldură și o foarte, foarte mare ambiție de a nu lăsa pe nimeni să o definească cum este și cine este. Și am observat de când eram mic că ea locuia în copilăria ei într-un loc care era total diferit de ce era ea în prezent. Ea s-a născut la Bobești, la Clina, în comună, și acolo oamenii și astăzi sunt ca la țară, total diferiți. E o comună de țigani, de romi, și toți cântă. Practic dintr-o familie, dintr-o familie de lăutari. Și în familia noastră nu erau doar lăutari. Și am văzut caractere diferite. Uh-huh. Și am văzut că ea își selecta pe oamenii care apreciau cultura, pe oamenii care vorbeau corect gramatical, cu toate că făceam parte dintr-o familie de romi. Ea n-a lăsat să o definească ce am observat eu, de unde venea de la Bobești. Da. Și întotdeauna mi-a dat impresia că e diferită de mediul acela. Și asta m-a determinat și eu să vreau mai mult de la mine, să înțeleg că viața te ajută să evoluezi și cumva m-a inspirat să cânt și să fiu un om, cum să zic, bun în societate.
Muzica a fost prezentă tot timpul. Presupun că tu de când erai mic o auzeai pe mama cântând. N-aveai cum să nu, iei, nu? Da, da, da. Acest dar. Tatăl meu citea foarte mult. Uh-huh. Mie nu prea mi-a plăcut foarte mult așa să citesc ca lui, dar am încercat pe cât posibil și să-l mulțumesc pe el și să citesc, că mi-am dat seama că... Ai nevoie? E nevoie, da. Și părinții lui nici nu spuneai că sunt romi. Tataia al meu era un om, stătea în București, unde stau eu acum undeva în zona Dristorului, de la el am și moștenit casa, de la bunicul meu, și era un om foarte, foarte organizat, foarte disciplinat din toate punctele de vedere, foarte serios. De asemenea mi-a insuflat lucrul acesta și bunicii și tatăl meu. Cu toate astea, în jurul nostru n-am avut numai modele bune. Am avut și modele mai puțin bune și ca și copil... Se mai întâmplă și așa. Da, normal. Da, și e viața. Ai n-ai și bine să... și rău și... Însă mama, în afară de muzică, știu că a lucrat și că a fost și laborant chimist. Da, da, da. Mama. Multă lume o știe, na, cântând muzică lăutărească și nu cred că cineva și-ar închipui că a lucrat în mediul acesta. Da. Ea a vrut să termine școala, pentru că, în general, la... Romi există mentalități. Femeia trebuie să fie la cratiță, să crească copii. Să crească copii, nu poate face mult în viață, la ce îi folosește școala. Și i-am și povestea, dincolo de ce am văzut eu, îmi povestea că ea întotdeauna a vrut să termine școala și ne-a învățat pe noi să facem așa și să iubim școala. Și mergea la școală, neavând transport în comun, chiar pe jos, doar ca să depășească cursurile. Și indiferent ce spuneau unii sau alții, ea își vedea de treaba ei. Și așa a ajuns și să aibă un servici. Da, chiar dacă deci... cânta, n-a vrut să fie nici la cratiță, să, sau nu să, să mă exprim corect. Să rămână corect. Acasă, practic, să crească copiii. Întotdeauna a fost o bună gospodină și întotdeauna am avut mâncare foarte bună gătită. Păi chiar azi îmi povestei că mama face de mâncare. Când te-am întrebat ce face, da, gătește, da, că vine. Da. Dar a vrut să le facă în echilibru pe toate, în așa fel să demonstreze că se poate. Și n-a vrut să stea la mâna cuiva financiar. Mm-hmm. Și de aia și s-a angajat. Și-a luat și în serviciu. Și-a luat și servici. Chiar dacă cânta la nunți, la vremea aceea când eram eu mic, după câte mi-aduc eu aminte și după câte mi-au povestit, nu avea atât de multe evenimente cum mai apoi a început să fie cunoscută și să fie foarte căutată și nu stătea în baza unei nunți, că are, că n-are. Am sau n-am, servici, da, corect. Da. Așa a ajuns să fie laborator chimist. Și practic asta este familia ta, așa descriind bunicii și părinții, dar tu ai, ești bogat. Ia spune-mi ce ai acasă. Am acasă trei fete, generații diferite și... Plus soția patru. Personalități diferite plus soția patru, da. Și acum urmează un al patrulea copil care se va naște în aproximativ o lună, să zic așa. Un băiat. Deci, cea mare are... Oh, ce bucurie! Cea mare are 17 ani. Mijlocia are 9 ani. Și cea mai micuță, 3 anișori. Cea mijlocie cântă și la vioară. Chiar i-am făcut un video de curând, da, și da, am compus o cântare. Deci ești bogat, Marian, cu atâtea fete, dar o să se echilibreze puțin la voi în familie. Nu? Venim și băiatul, o iei de la început cu Pampers și cu biberonul, nu? Da. Mă mai înțepau oamenii, gen, n-ai un băiat sau o să fie faci tot numai fată, fete, da, faci numai fete, chestii de genul. Dar, sincer, n-am așa o extraordinară satisfacție. Vai, am băiat în sfârșit, că am avut fete și că... Mă bucur, bineînțeles că e băiat, dar n-am chestia asta. Oricum, orice ar fi fost, tot bucuria aceea era și un copil aduce multă bucurie în familie. Da. Nu știu soția ta ce spune acum, cum se pregătește, cum, că n-a avut o sarcină prea ușoară. Da,
e anormală, întotdeauna a avut sarcini grele pentru că a avut sarcini toxice și așa răspunde organismul ei. Ținând cont de treaba asta, oricum este dificil să dai naștere unui copil, dar mai e și problema că întotdeauna a luat-o de la zero. Să zic așa, da, nici n-a terminat bine cu unul și a venit. Da. Și cumva săraca acum trebuie să o ia din nou de la început. Dar ce să zic? Vă ajută și fata cea mare? Că dacă ne ajută și... foarte mult. Foarte da, mult. Da, da. Aveți, și contează. Contează cum? Da. Când n-ai cu cine să-l lași. Acum și cea mijlocie, că a început să crească și contează. Deja se ajută unul pe celălalt. Da. Marian, dacă ar fi să te descrii în cel mai sincer mod posibil, cum te-ai descrie? Dacă ar fi să-mi spun calitățile, eu nu pot să fac lucrul ăsta, nu-mi permite caracterul meu din prezent, pentru că ar trebui să spun eu despre mine. Dar cred că pot să dau o pildă și hai să mă înțelegi. Spune că l-au căutat pe cel mai smerit om, pe fața pământului, că nu găseau oameni smeriți. Și în sfârșit l-au găsit și s-au gândit să-i dea o medalie de cel mai smerit om. Și i-a dat medalia de cel mai smerit om și el a purtat-o cu mândrie. Deci, practic, ai devenit așa, nu? Nu. Sau ideea este că n-aș putea să spun eu că sunt un om bun sau sunt un om care face ceva pentru că ar anula asta și atunci aș prefera să vorbească cu ajutorul Dumnezeu faptele mai mult decât. Cred că sunt un om care se străduiește, asta pot să spun, se străduiește să fie cea mai bună versiune a lui proprie, deci vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, fac tot posibilul omenește să fac binele, cu toate că nu-mi iese de fiecare dată, încerc să fiu cel mai bun tată, nu-mi iese, să fiu cel mai bun soț, nu-mi iese, dar important este întotdeauna să ne dăm silința să facem ce putem să fim. De când ne-am întâlnit astăzi, cel puțin astăzi, de câte ori, de când ne-am întâlnit, nici nu n-am numărat câte pilde mi-ai dat, mă și chinui să le țin minte sau să rețin câte ceva din ceea ce tu îmi spui, pentru că sunt niște pilde cu un mesaj de fiecare dată și te întreb de când ai trecut tu către latura aceasta spirituală, către Dumnezeu, către, nu știu, ești așa, știi, într-o zonă unde văd și sclipirea din ochii tăi, nu știu, ești luminos, ești... Cum ai trecut către Dumnezeu, către latura asta? Aveam în copilărie dorința să mă calific. Și asta poate fi un dezavantaj. Când nu-ți cunoști identitatea, îți iei modele, după cum am început și discuția. Și ți se pare bine și celălalt, ți se pare bine și lucrul celălalt. Și am început de la lucruri mărunte, cum ar fi... M-am uitat la unul dintre lăutarii care au venit la noi acasă, pe care eu le respectam foarte mult și am văzut că are un pachet de Marlboro Lights pe masă și am considerat la cum era el interesant, că asta îl face interesant. Și eu cântând la vioară, dorind să-l copiez, că noi când luăm un model, îl luăm la pachet, neavând discernământul să știm ce vrem. Nu întotdeauna știm ce vrem. Și e bine să ne dăm seama ce face un om deosebit. În primul rând, cu siguranță darul pe care l-avea omul ăla l-a primit de la Dumnezeu și el l-a fructificat, munca și seriozitatea l-a adus să poată să cânte cum cânta. Numai că noi luăm suprafața și eu, copil fiind, fără minte, vai, dacă eu cânt la vioară și mă compor și eu ca te-ai el... Te-ai făcut Dinu Lipati. Da. Deci cântai la vioară de mic. Dacă o să fac ca el, o să fiu deosebit. Și am încercat să-mi iau și chestiile astea negative. Și am început să fumez, am început să chiulesc, luându-mă după alte modele. Am început să fac lucruri care nu alea te pun în valoare și nu alea te ajută să devii cineva în viață. În perioada liceului se întâmplă asta, nu? În perioada liceului și undeva pe la vârsta de 15 ani am început să mă droghez pentru că chiar dacă veneam dintr-o familie bună, întotdeauna luându-ți reperele de suprafață, e un proverb românesc care spune fiecare naș
își are nașul. Și chiar dacă tu ești îmbrăcat bine de mama ta și să chinuie să îți dea tot ce e mai bun, întotdeauna va fi cineva dintr-o familie de oameni cu bani, da, gata, sau ceva de genul, care te vor face să te simți că nu te califici, nu te potrivești. Da, probabil a fost o perioadă, nu o sensibilitate, s-a întâmplat ceva în momentul ăla, că nu te duci așa pur și simplu, știi? Bine, de la țigare să treci la droguri, eu zic că e un pas destul de mare, dar totuși, probabil că s-a întâmplat ceva atunci în perioada aia, sau mă gândesc. Păi, atunci când un copil nu are comunicare să înțeleagă principiile pe care eu le vorbesc acum, uh-huh, și consider că dacă îi dai, nu știu, haine, dacă îi dai cele necesare sau ce au ceilalți copii și te concentrezi tot ca și părinte pe cele de suprafață, pierzi din vedere esența, că el n-are simțul orientării. El dorește ca orice copil să fie observat, să fie apreciat, și eu am dorit afecțiune și am găsit să fiu înțeles în alți colegi. Ca idee, ca să mă fac și mai înțeles, și un alt copil care era cu mine în clasă și avea toate cele și venea dintr-o familie cu bani, el a văzut că părinții lui aleargă, mă gândesc eu, ocupați și eu după bani, și s-a gândit că banii îi pun în evidență și așa ar putea să-l pună și pe el. Și el fura de acasă. Și eu mă gândeam în termen de comparație, uite mă, lui ăsta îi dă și are timp să stea cu el familia. Și eu n-am, aș vrea și eu. Și mi l-am făcut prieten și mergeam cu el cu banii pe care el îi fura de acasă și mă gândeam că el este înțeles și că mă va înțelege și el ca și copil pe mine, și dar el căuta exact același lucru, să fie înțeles, și căuta amândoi prietenii cu mine. Aceeași problemă. Da? Și mergeam și, fiind la Dinu Lipati la liceu, mergeam cu banii furați de el, de la părinți, în Unirii, și îmi luam ce mi-aș fi dorit eu, crezând că aia mă va califica să intru în tagma celor care au Adidas, blugi, mai știu, uh-huh, eu. Ce-și dorea un puști, până la urmă. Și problema este că el avea nevoie de afecțiune, eu aveam nevoie de afecțiune, el avea nevoie de comunicare, eu aveam nevoie de comunicare, la fel ca și alții. Și ne prindeam unii pe alții, dar nu ne duceam la ceva constructiv. Da. Și făceam lucruri care să ne facă să ne simțim acceptați și văzuți, pentru că probabil nu eram văzuți. Și mulți pățesc asta și li se dă un telefon. Vreau și eu să vorbesc cu tine, că ești părintele meu. Fac telefon. Vreau și eu să stăm de vorbă. Hai să mergem nu știu unde, să stau eu liniștit, tu să stai cu ale tale, eu să mă ocup cu ale mele. Făcând, noi avem nevoie unii de alții, nu neapărat în lucrurile materiale. Stai că îți cumpără, îți dau, ai de toate ce îți lipsește, dar de fapt îți lipsește afecțiunea. Îți lipsește timpul petrecut cu copilul și, și multe alte. Lucrurile s-au schimbat în ce sens? Atunci mama poate era plecată, ea separat. Când în dorința asta și de a fi, de a te califica și de a-ți depăși condiția cum mama a făcut, te poate lua valul. Și ea fiind plecată cu ale ei, foarte multe solicitări, există acum și fenomenul ăsta burnout, când te epuizezi singur și poate n-avea timp tata pe altă parte, și uite așa se întâmplă. Erau altfel, dar astăzi e același lucru sub formă diferită. Părinții tot n-au timp. Nu s-a schimbat prea mult. Nu s-a schimbat. Ăsta a fost începutul. Ce s-a întâmplat după? Și la scurtă vreme, puțin câte puțin, că e ușor să obții atenția colegilor, uh-huh, care vrea să compenseze ce lipsește acasă. Dar tu ai spus că e trecere mare de la țigare la droguri. Eu îți spun că ea este sistematică. Că ți se pare ceva ciudat să chiulești. Dar dacă ai chiulit, nu mai ți se pare ceva ciudat să aprinzi o țigare. Dacă aprinzi o țigare, nu ți se pare ceva ciudat să chiulești, să aprinzi o țigare și să îți iei și un pahar. Că te-ai dus cu colegii la un bar unde nu și mai... Și a venit și uite așa, puțin câte puțin. Și așa am ajuns să mă droghez pentru prima oară la 15 ani, să compensez dorința de afecțiune, dorința de, nu știu,
și am găsit-o unde nu trebuia. Și mă gândesc că la fel ca și mine au făcut și alții. Și fac și alții lucrul ăsta chiar astăzi, chiar în momentul acesta. Mulți. Și doresc atenție. Spre exemplu, vine o fată și spune, am prieten, dar vrea atenția celorlalți. Și alta îi spune, nu te cred. Și ea atunci trebuie să demonstreze. Așa am făcut și cu drogurile după ce m-am drogat prima oară. M-am lăudat. Că ăsta era scopul pentru care făceam. Să capteze atenția. Și când mi s-a spus nu te cred, a trebuit să demonstrez. Și când a trebuit să demonstrez, n-au căzut în capcana și alții. Și uite așa? A durat 12 ani. Problema asta înseamnă asta. Că n-a fost un drog ușor. Nu. Am început să mă droghez cu heroină și informația lipsea cu desăvârșire pe atunci. Habar n-aveam ce este. O doză ce... deja e mult? Da. Și mi-a pus în țigară un praf în sfârșit și la scurtă vreme, că nici nu știam ce înseamnă dependență, apropo de lipsa informației, m-am trezit când am făcut pauză, după multă vreme, că făceam asta în fiecare zi. Când am făcut o pauză, că eu credeam că nu e nicio problemă, e ca psucul ăsta al bei și am început să simt dureri de oase, să simt că-mi curge nasul, să nu mă simt ok. Mama era plecată în turneu în Israel și cu toate cele pe care căuta să le împlinească și să facă tot ce este mai bun și să dai ce este mai bun, uite că vine inevitabilul câteodată. Da, mama știu în perioada aceea cum era, pentru că a sunat odată Vali să o cheme, cred că la o înregistrare cu muzică sau ceva, și a zis, Vali, dar tu nu știi prin ce trec eu. Probabil că Vali nu știa normal și zice, nici nu mai cânt muzică lăutărească, deci deja trecuse ceva timp și... De când intervenise schimbarea, da, exact, și nu mai cânta muzică și a povestit atunci puțin la telefon. Mulți au interpretat că, tu o cunoști bine pe mama, da. Au interpretat că e o chestie religioasă de nu mai cântă. Că nu, contravine cumva cu religia, cu credința, cu schimbarea, transformarea din familia noastră. Numai că acum pune-te puțin în papucii mamei mele și imaginează-ți că tu dorești să dai cea mai bună viață copiilor tăi și ți se întâmplă drama prin care a trecut familia noastră timp de 12 ani, dezintoxicare, mers la toate mănăstirile din România și așa mai departe și ea trebuia să meargă să cânte. A fost cânte. Extrem de puternică. Foarte. Foarte puternică. Nu cred că... Dramatic. Nu cred că poate să-și închipuie cineva prin ce a trecut și câte eforturi a făcut pentru tine. Deci este ceva supraomenesc. Ai super mamă, nu ai mamă. Și imaginați-vă că ea trebuia să câștige și bănuții și nu costa puțin nici clinicile de dezintoxicare, nici școala la care eram, nici meditațiile, că ea, pe de altă parte, nu vrea doar să trateze problema mea, vrea să nu-mi fie nici ruinat viitorul pe care evident s-a străduit să-l am. Și imaginează-ți că trebuia să meargă la cântare și la cântare tu știi că copilul tău, spre exemplu, este la dezintoxicare sau că este rău și că mă dureau oasele cum erau, cum stările de rău care, da. Și cineva îți spune, te rog frumos, spune-mi și mie, poți să-mi cânti, ia mai toarnă un păhărel și să zâmbești în fața la oameni. Să fii și vesel, și tu inima ta să fii în ultimul hal și să trebuiască să-ți pui masca aia, pentru că oamenii nu... Eu vin la restaurant să mă distrez. Cine știe ce e în sufletul tău, nu? Și acum când, după 12 ani, când a făcut Dumnezeu schimbarea aceea fenomenală, ea a făcut asta pentru că era sătulă de... Cum să spun eu? Ia vino, te rog frumos să-mi cânt și mie. Deci... N-am mai putut. Da. Mi-a spus că a întâmpinat și niște chestii de genul... era la restaurant și cineva i-a spus pleacă de aici și că vrea pe altcineva sau că au fost niște chestii de-astea de înjosire. În orice meserie există. Una este să fii folosit și alta este să fii folositor. Că ospătarul se poate simți foarte apreciat sau se poate simți josnic, că e unul care se crede superior. Depinde cum îi vorbești. Am dat un exemplu ca să fie înțeles. Și ea după atâta să zic suferință și când m-a văzut pe mine bine și realizat și când s-a uitat la viața ei și a văzut că are de toate, nu-i lipsește nimic.
asta și s-a gândit, pentru ce atâta alergare și de ce trebuie să mă pun eu niște posturi? Nu mai vreau. Deci n-avea nicio legătură cu... cu ce s-a întâmplat. Deci pur și simplu a venit... să fie religios. A vrut ea să nu mai fie pusă în niște posturi, pentru că nu mai putea să meargă la... în anumite conjuncturi astea, nu se mai simțea bine. Deci nu o să mai vorbim de cei 12 ani, că presupun că au fost foarte grei și pentru tine și pentru familia ta. Spune-mi cum ai reușit să ieși din toată nebunia asta? Cum ai ieșit? Pentru că știi de ce nu oricine mai iese de acolo. Adică realizezi ce spun. Dăm voie să, ca să facem un tranzit așa de la etapa aia la etapa asta. Când eram copil, mai era o chestie apropo de identitate și a te descoperi pe tine însuși și a înțelege când îți iei modelele. Veneau foarte mulți la noi acasă care cântau bine și peste mine era o presiune de a mă califica. Deci eu nu mai cântam de plăcere și să studiez de plăcere, ci pentru ca să mă demonstrez cât de capabil sunt. Și niciodată n-a fost intenția lui Dumnezeu când ne-a creat cum suntem și cu ce daruri avem fiecare să trebuiască să-ți demonstrezi ție cine sunt sau să mă iau în termen de comparație cu altcineva, ci pur și simplu să fii ca să te poți bucura, că dacă tu nu te bucuri, de mă pot bucura eu de ceea ce ai de oferit niciodată. Și a plecat presiunea asta de a mă califica din copilărie. Pentru că atunci când nu știi cine ești, vrei să demonstrezi altora că ești. Și că ești bun. Că ești bun. Dar dacă tu ești și știi cine ești, n-ai de demonstrat la nimeni nimic. Corect. Și după ce s-a făcut schimbarea asta, când am ajuns la capăt, deci era dezastru, mai aveam 2 săptămâni de trăit, aveam 45 de kilograme în sfârșit. Deci atât de rău și a fost. Nici nu mai cântam. Când mi s-a dat a doua șansă, și am început să cânt, primul lucru care l-am văzut a fost că există oameni care se pot bucura prin ceea ce sunt. Au venit niște oameni la mine și au început să vorbească. Ai simțit afecțiune? Ai simțit dragoste? Ceea ce am căutat am găsit în momentul acela. Prin niște oameni simpli. Și cred că și mama i-a găsit pe oamenii aceștia simpli. Și până la urmă, în asta cred că și constă credința. Că nu contează cum se numește credința respectivă, dacă n-are iubire de aproape, afecțiune. Și fix ce ai nevoie să găsești în momentul potrivit. Da. Și au venit niște oameni simpli, ne-au întins o mână de ajutor și am văzut ceva diferit la oamenii ăștia. Apropo, când cântau de cântare, ei nu cântau ca să-mi demonstreze mie ce abilitate au să cânte ceva tehnic ca să mă pună pe mine în uimire, ci ei se bucurau și se simte lucrul ăsta când cineva are ceva de demonstrat sau când se bucură făcând ceea ce face. Și ne-au arătat dragoste, ne-au arătat iubire și prin ei Dumnezeu s-a atins de familia noastră, de mine și a dus înapoi Dumnezeu, să zic, ceea ce a avut în intenție de la bun început. A venit pacea înapoi, armonia, bucuria de a sta în familie. Liniște, da. Mi-a venit înapoi dorința de a cânta. Am început să cânt din nou și mă gândeam, mă, dar unde am fost eu? N-am știut că există așa ceva. Ai fost plecat. Cum? O perioadă rupt de realitate. Și destul de îndelungată. Dar cred că a contat foarte mult și că am vrut să învăț. Și m-am gândit, apropo de cum am ajuns să fiu președintele asociației, cum am început să fac toate activitățile acestea, m-am gândit, mă, vreau și alți oameni să vadă că există așa ceva. Și primul lucru pe care mi-aduc aminte că l-am făcut în 2012, am avut dorința de a organiza un concert în care să pună în valoare bucuria și să faci ceva pentru oameni. Și m-am gândit eu, tot ce se strânge, la sfârșit, să dorim la cineva, să înțelegem esența. Să nu mai fim doar pentru noi. Prin ce cânți, prin ce faci, să înveți să iubești aproapele și să faci ceva pentru alții.
Și atunci, la primul concert din 2012, care se numește de atunci până în ziua de astăzi Dar din Dar, am strâns banii pentru o fetiță care avea cancer și al cărui tată mi-a fost bodyguard la dezintoxicare. Deci cum așa ceva? Da. Eram într-o zi la... Da, câtă întâmplare, știi? Eram într-o zi la biserică și băiatul ăsta vis-a-vis era la un botez. Uh-huh. Și ăla când m-a văzut, schimbat, transformat, văzându-mă la dezintoxicare legat cu alea de pat și cum eram de rău și în sfârșit, normal că ți se pare ceva ciudat să vezi așa ceva. A venit acolo în față la biserică și spune: măi, tu ești Marian? Tu ești Marian Mocanu? Și eu zic da. Și zice: nu se poate așa ceva. Și m-a întrebat cum s-a petrecut schimbarea asta. Și i-am explicat. Deci, practic, tu după 12 ani de chin, ai renunțat definitiv la droguri și ai renăscut. Da, da. Și tot ce urmează să-mi povestești este după ce Marian este noul Marian. Da, da, da. Și atunci el mi-a spus că trece printr-o problemă foarte gravă și că dacă Dumnezeu m-a vindecat pe mine, e posibil ca și lui să-i vindece fetița. Și eu, chiar în momentul acela, erau toate gata, sala, instrumentiștii, tot, numai că lipsea cauza. Și am simțit în inima mea că nu se poate să fie întâmplător. Și zic: auzi, n-ai vrea să facem magic în așa fel ca tot ce se strânge să fie pentru fetița ta? Știi ce vreau să spun? Banii n-au vindecat niciodată pe nimeni. Dar Dumnezeu, când există sinceritate și iubire, poate face imposibilul posibil. Am dat bănuții aceia ce s-au strâns banii, da? Dar Dumnezeu a vindecat-o dincolo de tratament. Și a venit și mi-a spus lucrul ăsta. Și astăzi este vie și nevătămată fetița lui. Ce satisfacție mai mare puteai să ai că după acel spectacol ai reușit să ajuți. Și practic tu de atunci ai început, Marian, și misiunea ta este una foarte clară. Ai început să ajuți oameni. Da. Ai început să ajuți copii defavorizați. Mergi prin comunitățile de romi. Hai să începem cu ăștia mici, pe care tu îi iei sub aripa ta, încerci să le dai o educație și să-i înveți să cânte la vioară. Povestește-mi tu cum faci, că eu am văzut câteva exemple chiar despre un băiețel și o fetiță, de i-ai luat din niște comunități și i-ai ajutat să meargă mai departe. Spune-mi tu exact cum să petrece lucrurile acestea, cum faci. Și aici e ceva inexplicabil și tot așa care m-a determinat să înțeleg că există ceva deosebit. La început m-am gândit: bă, dacă eu cânt, și am început din nou să cânt și câștig bani, măcar să fac și eu ceva. Și am început să mai cumpăr câte o vioară, să o fac cadou. Și pe unde mă duceam, că sunt multe vizualizări pe YouTube la ce cânt, mai îmi spunea cineva: ce, uite-l, vezi, acesta este elevul tău. Și mă gândeam: elevul meu, dar eu nu arăt la nimeni. Cum e posibil să fie elevul meu? Ce atât de mult te iubește, că toată ziua a primit o vioară și se laudă cu ea. S-a stat cu ea în mână până a învățat. Și am zis: aici e ceva la mijloc. Deci n-a avut niciun profesor. Uh-huh. Și copilul ăsta a învățat să cânte. Și mi s-a întâmplat nu odată, de vreo 4-5 ori la rând, într-un interval scurt. Ceea ce parcă m-a trezit așa: bă, poate ar fi bine să arăt și eu la copiii ăștia, dacă sunt atâția care sunt dornici. Și știi tu cum e la țară și în anumite comunități defavorizate. Ei nu sunt defavorizați, dar comunitățile sunt defavorizate și locul... se revarsă, exact, să zic, consecința și peste ei. Și ca dacă vrei să faci ceva și nu-i scoți de acolo puțin și să le dai o șansă, nu îi vei ajuta niciodată. Și m-am gândit: mă, dacă tot o să încep să arăt, și m-au motivat întâmplările astea că au început să învețe, poate ar fi bine să mă duc acolo unde nu se duce nimeni. Uh-huh. Mulți m-au dat de nebun când am zis că o să
mai dau și vior cadou celor care n-au posibilități. Că strângeam eu bani din ce câștigam, cum am spus, dădeam câte o vioară, două. Dar mai apoi am cunoscut pe cineva tot de la romi și m-am gândit, bă, dacă tot sunt președintele asociației, că am început concertul ăla și așa am făcut și asociația, n-am terminat. Da. Poate ar fi bine să fac un proiect și poate obțin ceva instrumente funduri pentru și... copiii ăștia. Uh-huh. Așa am făcut și primul proiect pe care l-am scris împreună cu cineva, aveam șanse din o grămadă, nu știu câți au depus, foarte mici ca șanse să... Șanse mici să obții bănuții aceia. Și am obținut prima dată, cred că vreo 45-50 de viori odată pentru copii. Și am început în mai multe comunități de romi, unde nu prea s-ar fi dus foarte mulți, și în jurul Bucureștiului. Uh-huh. Dar aveam eu legătură, că mai mergeam pe acolo, mai cântam, ba, la nunți, ba, mergeam cunoșteai și vorbeam decât, da, despre cât Dumnezeu, cât despre societate, despre a face bine, și aveam cunoștințe și am început acolo. Și uite așa am dat o șansă copiilor și de atunci... Practic ai făcut o școală de muzică, putem să o numim așa, ai făcut o școală de muzică unde vin copii din comunități, da, cum am zis, mai sărace, și tu îi iei pe acei copii și motive să meargă la școală, că am înțeles că nu-i lași așa doar ei să cânte la vioară, deci îi... Da, și le creez... Îi motive să meargă să învețe. Le creez un cadru prin care să fie entuziasmați, că dacă doar le arăți la vioară și îi lași doar acolo și nu îi duci undeva, la un spectacol, dacă nu le faci un videoclip, dacă nu îi motivezi cumva... Nu e suficient. Ce vreau să spun este că și ca președinte al asociației, eu n-am avut de la bun început în minte treaba asta. Asta a venit probabil pe parcurs. Ca și școală de muzică, eu nici măcar n-am numit o școală de muzică inițial. Eu doar am ajutat prima oară un copil, am dat cadou o vioară și uite de la un Câți copii ți-au trecut până acum primul? Cred că au trecut vreo 200 de copii. Nu toți au rămas. Dar eu nu mă gândesc în felul ăsta. Încerci, adică nu știi la eșec. Eu mă concentrez pe succes. Și mă bucur de cei care sunt transformați, că n-ai tu cum să vrei pentru altcineva și nu poți tu să faci în locul lui. Tu dai cadru potrivit, faci tot posibilul să creezi cadru potrivit și alegerea depinde mai apoi individual de fiecare în parte. Ce zic părinții când te duci să iei copila și să învețe să cânte la vioară? Cât de bucuroși sunt? Câtă bucurie le aduci? Mă iubesc extraordinar de mult și mie asta mi-aduce o satisfacție, că este un feedback, că ceea ce fac este bine. Practic nu te oprești din a face bine, pentru că le-ai făcut și niște burse. Da, da. Păi vrem cumva să motivăm mai mult copiii care sunt foarte buni și vrem să-i determinăm și pe ceilalți. Că există o competiție destructivă, cum am vorbit la început. Vreau să demonstrez că sunt cineva ca să-i arăt celuilalt că sunt bun, sau există competiția constructivă, dacă celălalt a putut și n-avea mari eu de șanse, ce să nu pot. Eu de ce n-aș putea? Și ideea că dacă celălalt se bucură făcând asta, nu că arată la cineva că el este... Dacă celălalt se bucură, pot să mă bucur și eu. O să venim și noi, echipa de la emisiunea Din Viața Romilor, și să-i vedem pe acești copii. Sper să ne primești. Cu mare, mare drag. Să ne pregătiți un program și să-i vedem și noi la lucru pe cei mici. Da, pregătesc turneu pentru ei, pentru că dacă îi scoatem puțin din contextul acela, vezi, dacă stai la lecție și e totul frumos și după aia mergi acasă și sunt probleme, cum deseori sunt din cauza sărăciei, ai impresia că nu vei izbuti. Dacă pleci de acolo
și vezi că viața nu este chiar atât de rea și că prin perseverență, prin școală se poate, dorești din ce în ce mai mult. De ce ai ales investiția asta în copii? Când zic investiție, știi la ce mă refer. Să-i înveți atâtea lucruri. De ce? Poate, nu știu, puteai să alegi altceva. Făceai turnee, cântai, ia uite ce bine era, veneau și bani. Așa te chinui, vezi? Nu e ușor. La început, când eram copil, înțelegeam totul prin succes. Cine are bani este cineva. Cine este aplaudat este cineva. Și după ce am trecut prin atâta suferință, am înțeles că nu e adevărat. Nu mai pui preț pe... Succesul, fără o temelie, fără o fundație corectă, nu este succes. Și vorbeam noi înainte de emisiune, orice cal ajunge o gloabă. Astea nu sunt succese care te pun doar pe tine în valoare. Și dacă ai ajuns într-un punct anume și nu știi să dai mai departe și nu rămâne nimic în urma ta, tu de fapt concentrezi pe eu-ul tău și n-ai avut niciodată în vedere să faci ceva bun și aia nu înseamnă o identitate corectă. N-are o fundație, o temelie corectă. Și de asta fac ceea ce fac, pentru că am înțeles că esența este bucuria. Dacă faci ce faci, faci pentru tine. Să te bucuri, nu să demonstrezi la cineva ceva. Și nu ca să câștigi doar tu pentru tine. Că până la urmă... Să te bucuri tu de... Da, da, da. Ceva material. Marian, ia spune-mi, uite, dacă cineva ne ascultă și se regăsește cumva în povestea ta, pentru că, așa cum ziceai și tu, sunt mulți oameni cu probleme. Cineva se regăsește în povestea ta și ar vrea să se îndrepte, să facă ceva, să facă o schimbare. Îi mai poți ajuta pe acești oameni? Pentru că la un moment dat știam că ai și niște legături cu instituțiile statului. Mai zi-mi ce faci pentru oamenii ăștia. Sigur, din cine va asculta emisiunea, poate, nu știu, a auzit o prietenă, o vecină, cineva caută cu disperare o ieșire din această, eu știu, situație nenorocită, să-i spun. Cu siguranță se poate. Important este să vrea persoana respectivă și toate celelalte se realizează. Dar e foarte important să schimbi mediul. Pentru că eu spun așa ca idee, dacă doi oameni stau împreună și au o problemă comună, se droghează, despre ce vor vorbi ei la dezintoxicare dacă sunt unul lângă altul? Deci, cum eram eu la dezintoxicare cu problemele cu droguri, da? Și eram eu pe un pat și lângă mine un altul pe alt pat. Cu aceeași problemă. Cu aceeași problemă. Despre ce vorbeam? Având timp liber. Despre filme, nu. În niciun caz. Activitatea și schimbarea mediului, să ieși dintr-un mediu toxic, contează foarte mult și contează să nu stai lângă oameni toxici. Și aici depinde de alegerea mea. Noi asta încercăm să facem prin asociație și prin toate celelalte proceduri cu care venim ca și soluție. Că nu este asemănătoare o situație cu cealaltă. Încercăm să-i schimbăm cadrul și să-i ocupăm mintea. Și să vedem pe profilul lui de la om cine la om este e diferit. Și ce vrea, ce îi place, ce putem fructifica în calitățile lui. Atunci când îi spui la un om în continuu despre problema lui, tu de fapt îi aduci inconștient că asta este, cu aia se identifică. Dar dacă îi spui la un om că este valoros și îl scoți puțin să-i arăți asta... Îl scoți din... cel puțin îi scoți din minte. Am luat pe cineva, un om al străzii. Și l-am dus la masă, am mâncat cu el, am stat de vorbă cu el, l-am ascultat. După ce l-am ascultat, m-am dus, fără să-l fac să se simtă rău, să își facă un duș și am luat haine și l-am îmbrăcat din cap până în picioare. Haine noi. După care, împreună cu el, am mers în altă parte, între oamenii similar ca aceia care mi-au arătat mie afecțiune atunci când s-a produs schimbarea, să se simtă apreciat, am și cântat să vadă cum e, da. Și să se simtă că este altcineva,
că e ușor să-i spui la un om, da, ești extraordinar, cu tare, cu tare, cu tare, și el când pleacă este aceeași persoană, în același context, cu aceiași oameni. Și mamei mele îi spuneam când treceam prin probleme, dacă mie nu-mi se dă o șansă să cânt, să merg în altă parte și eu stau numai între oamenii ăștia, cum voi reuși eu vreodată să mă schimb? Când îi dai omului alt mediu, când îi spui că este valoros și potrivit cu situațiile, se poate. Ai mai ajutat oameni. Sunt convinsă, nu? Mulți. Mulți. N-am știut, de-aia te întreb. Dar așa după cum îmi povestești, sunt convinsă că te-au mai căutat și ai ajutat mulți. Și îmi spuneai că și stai de vorbă cu foarte mulți oameni, dar n-am știut la ce te referi. Probabil că și la acest aspect. Dar le poți spune ce au de făcut. Asta e ideea, dacă ei apelează la tine. În afară de întâlnirile cu cei mici, ia să vedem cât de ocupat mai ești. Povestește din o zi de-a ta, pentru că eu cel puțin abia te-am găsit la telefon. Păi uite, veneai de la Bruxelles, nu? Da, am fost acum de curând la Bruxelles și acolo am cântat, am vorbit și despre Dumnezeu și despre transformarea asta din viața mea și că Dumnezeu lucrează prin oameni și mai apoi cineva s-a hotărât să ne ducă la masă, să mâncăm. În timp ce eram la masă, m-a întrebat cineva din episoadele înainte să se producă schimbarea dacă am avut încercări să mă schimb și dacă au fost eșecuri. Și mi-am adus aminte un episod foarte amuzant. O să vi-l povestesc și vouă. Da, te rog. A venit un cumnat de-al meu să-mi spună dacă vreau să merg la o mănăstire anume, că acolo să fac miracole. Eu cum eram cu probleme și nu prea mai credeam în Dumnezeu, îi spun, dacă îmi dai bani, merg. Ce puteai să ceri, da? Da, eu aveam problemele mele și mi-a dat bănuții. Acum, sincer, nu mă așteptam a doua zi să fi venit să merg cu el la mănăstire. Da, a venit. A venit dimineață și eu am crezut că e undeva aproape de București. M-am gândit eu în sine, mă, n-am cum să mă duc la biserică drogat. Zic, nu cred că durează mult și ajungem acolo și dacă o să mi se facă rău, îmi iau doza după. În sfârșit am plecat la drum și pe parcurs mi s-a făcut rău. Dureri? Da, când ajung acolo, eu nu prea înțelegeam ce vorbea, că... În timp ce nici vorbea, nu mai puteai cânta. Să fii atent, de fapt, da. Una, nu eram eu atent, era și sevrajul acela. Doi, cânta vorbind la biserica respectivă și cu răbdarea mea și cu toate cele, mai greu. După ce termină acolo, am zis și eu să mă duc să mă spovedesc, să îmi păcatele. Spun păcatele. Și la viața care am avut-o, eu n-aveam lucruri ușoare. Mă duc, îmi pune sutana în cap, cred că așa se cheamă. Povesteam eu și spuneam acolo, eu plângeam că emoția există, familia mea era o dramă. Eram căsătorit, tată nu eram la copilul meu, în sfârșit, spuneam lucruri și că ajunsesem să fur pentru bani. Nu eram cum sunt astăzi la vremea aia. Și în timp ce eu stăteam acolo și povesteam, ce crezi că mă întrerupe? Sfărăitul la părinte. A dormise, îl plictiseam. Am ieșit de acolo, de sub asta, și spun, părinte, să-l trezesc. Dar el din somn, ești iertat. Da, deci te-ai iertat. Dar el n-auzise nimic. Și mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează, dar este foarte important și omul prin care lucrează. Dacă ăla nu-ți dă niciun pic de atenție, nu, eu sunt convins că acolo Dumnezeu lucra și mai avea și alți oameni. Dar eu cred că n-am nimerit omul potrivit. Eu cred că dacă nimeream un alt om, avea importanță. Dar totuși a apărut un om care... Și zic că eram la masă după Bruxelles și povesteam treaba asta.
Și lângă mine era un om care avea exact probleme cum am avut eu. Ce crezi că îmi spune băiatul ăsta? Cum pot să mă fac și eu bine? Și a început să-mi mărturisească el mie. De ce? Când te vulnerabilizezi și când ești sincer, oamenii simt lucrul ăsta și simt că se pot conecta, că pot vorbi cu tine. Când încerci să fii altceva decât ești tu, oamenii nu mai, parcă pui o barieră, da, exact. Și mai apoi mă întreabă cum aș putea să fac lucrul acesta și m-a rugat frumos dacă pot să mă și rog pentru el, ceea ce am și făcut. Și asta unde? Într-un restaurant. Dar nu de alea, știi, de ochii lumii, să te vadă toată lumea, te ridici în picioare, să vadă cât de... Deci te poți ruga pentru cineva, Marian, indiferent unde ai fi. Numai să o faci din suflet, nu? Dumnezeu este și în restaurant, este aici. Mm-hmm. Ce crezi tu că ne-a adunat pe noi să simțim unii cu alții? Dorința de a face ceva bun pentru societatea asta, de a face iubirea din Dumnezeu, care dacă n-ar fi față de aproape, care e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, n-ar exista. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești pe cel de lângă tine. Și uite, să spun sincer, tu, de exemplu, ai venit să discuți cu mine lucruri bune, pentru că eu vorbisem cu colega mea, cu Zita, și zice, Monica, nici nu știi ce lucruri face Marian Mocan, uite așa, așa, aș vrea să te întâlnești cu el, să-ți povestească. De la asta am plecat, de la ceea ce faci tu pentru acești copii din aceste comunități sărace, unde noi cu emisiunea mergem, slavă Domnului, din anul 2005. La școala de muzică, ei își iau model nu doar cântatul. Ei vor să facă și același lucru ce fac și eu pentru alți oameni. Există elevi de-ai mei care în momentul de față au devenit profesori, că nu e un an, doi de când am început. Dai să spunem asta oamenilor care nu înțeleg, că știi că și eu am o nebuloasă cu asta. Tu ești un fel de pastor, dar care nu știu cum se cheamă, nu? La Biserica Baptistă. Cum, sau cum se numesc? Pastor, prezbiter, diacon, dar dincolo de toate acestea, cred că sunt un om simplu, un copil de Dumnezeu, care vorbește și altora și mă gândesc că funcția contează mai puțin. Mai puțin. Da, da. Dar pentru înțeles oamenilor, un fel de preot. Un fel de preot, ca să zic așa, dar îți iei destul de mult timp, da, pentru a face, pentru a face lucrurile astea. De-aia și întrebam dacă, nu știu, cineva acum te vede și vrea să stea de vorbă cu tine. Ești un om pozitiv. Înțelegi? De când ai venit zâmbești într-una și chiar dacă mi-ai povestit lucruri dureroase, ieși cu zâmbetul pe buze. Deci poți să motivezi foarte mulți oameni. Și cred că faci asta de fapt de mult timp. Da. Știi? Adică pozitivul din tine cred că trebuie să fie transmis și altora. Doamne ajută, la toți ar trebui să fie așa. N-am vorbit nimic despre soția ta, dar știi că este foarte importantă. Nu numai că urmează să nască, dar cred că este un om deosebit. Nu știu, a avut o răbdare cu tine, a avut atâta dragoste și atâta înțelegere încât, nu știu, cum... Soția cum mea, să zic, eu, da, în termenii așa, pe înțelesul unora, a spune că este o gladiatoare, o luptătoare puternică. Cred. Eu unul n-aș fi stat cu mine, sincer, în perioada aceea cum eram, 6 ani din cei 12. Că după... Dar îți dai seama că voi v-ați cunoscut chiar în perioada ta critică? Când consumam, da. Și cum s-a îndrăgostit de tine? Cât de mult? Îți dai seama cât de mult te iubește femeia asta? Păi până la urmă cred că asta înseamnă iubirea, să vezi dincolo de ce se vede. Și asta cu tine și la bine și la rău? Să nu judeci și... Da. Asta, iubirea, indiferent că te numești tu credincios sau nu, vine din Dumnezeu. Iubirea reală, nu aceea care este doar pe concentrată pe aparență, pe fizic. Bine, și ea este la fel de la credincios. Noi, apropo de jurământul acela de la căsătorie, n-a început la bine și la rău, a început la rău. Invers, la rău și la bine. Și la bine, da. Ai dat numele asociației Dar din Dar. Ce vrei să dăruiești? Ce vreau să dăruiesc? Știi că cuvintele de multe ori nu pot spune multe, dar muzica poate spune... Să dăruiești prin muzică. Mult, da. Și prin muzică
Dumnezeu mi-a creat așa o poartă să ajung la inimile oamenilor, mă gândesc, ca să spun ce a făcut El pentru mine și vreau să dăruiesc oamenilor înțelegerea să fie mulțumitori și să aprecieze binele, să vadă binele și să-L construiască. Cât de mult te inspiri tu din viața personală pentru a-i ajuta pe cei de lângă tine? Cât de mult mă inspir? Da, adică știi să ții modelul din viața ta personală ca să poți să-i ajuți și pe ceilalți. Eu și acum analizez lucrurile din viața mea, deciziile pe care le-am luat. Ce m-a determinat să aleg un lucru sau altul, care au fost consecințele și acum învăț. Și încerc să extrag din suferința și din lucrurile bune pe care am reușit să le realizez, ce a determinat. Fie să ajungă rău, fie să se poată realiza binele și încerc să dau esența la tot ce este bun, ca să nu trebuiască să sufere și alții. Știi că e vorba aia, unii învață din greșelile altora și prostul învață din greșelile lui. La trebuia mine... să-mi iau o foaie și să-mi notez tot ce ai spus de când ne-am întâlnit până acum, dar sigur ne mai întâlnim și e bine să înveți din multe. Greșelile altora și dacă am trecut eu pe acolo, îmi doresc din toată inima mea cei din generația de acum care se confruntă cu ce se confruntă să nu treacă pe acolo, să nu ajungă să... Și acum, de exemplu, dacă scoatem din ecuație această situație, na, pe care nu o dorim nimănui și te gândești la tinerii de etnie romă care ne privesc și știi foarte bine că și ei caută modele, tu ce ai sfătui așa din sufletul tău? Cum i-ai sfătuit pe ei să fie? În primul rând, i-aș învăța să nu lase pe absolut nimeni să-i definească cum sunt. Să nu trebuiască să spună, a, sunt rom și nu pot învăța, nu pot fi așa sau sunt așa, sau romii vorbesc rău sau vorbesc... Pentru că asta se promovează cumva la noi în România. Când ai spus țigan, este însoțit cu o grămadă de calități negative și mulți își însușesc acest lucru. A, eu nu pot vorbi corect gramatical pentru că sunt rom. Că sunt rom. Da, de unde? Ba chiar când eram mic, când vorbeam corect gramatical pentru că am crescut în București, râdeau de mine și mă făceau gagiu. Și atunci încercau să mă definească cum sunt pentru că eu sunt rom. Nu trebuie să lași absolut pe nimeni să-ți spună cum ești. Fii tu însuți și fii cea mai bună versiune a ta în tot ce este bun. Asta ar fi ceea ce încerc eu să transmit celor de etnie. Eu prin școala de muzică nu mă adresez exclusiv doar romilor, dar prin muzică, ce facem noi la școala de muzică? Și ce încerc eu să transmit prin ce am trecut eu prin viață? Prin școala de muzică, eu încerc să le dau activitate și să aibă un lucru în comun și în comunitate, împreună cu alții, în care să își găsească locul. După ce își găsesc locul și au activitate și sunt cumva ocrotiți și protejați de influențele exterioare și de mediul de afară care este foarte toxic, încerc să văd ce abilități au și să îi cunosc. Stând de vorbă și încerc să... Stai foarte mult de vorbă cu copiii, da? Da, să comunic cu ei. Mai apoi îmi dau seama, după ce stau de vorbă cu ei, ce le place, cine sunt, ca să pot să-i direcționez mai departe. Deci scopul nu este muzica la școala de muzică. Scopul este prin muzică, ca și o terapie, să-i cunosc. Spre exemplu, o fată a fost direcționată la pictură. Ce legătură are pictura cu muzica? Nici n-a mai făcut vioară. Dar a putut să-și găsească identitatea și să nu-i mai fie rușine, să spună că eu... Și-a descoperit un și-a alt descoperit, talent. Descoperit, da. Alții nu știu ce ar putea să devină sau să fie și eu observ lucrul acesta și îi sfătuiesc. Ce crezi? Nu ar fi bine să mergem mai departe la școală, fiind mici, să mergi mai departe pe ceea ce îți place? Facem în continuare vioară. E ca un club unde ei se pot simți apreciați. Da, pentru că vioara nu e un instrument ușor și nu oricine
ar putea să cânte la vioară, trebuie să ai și ureche muzicală, trebuie să ai multe calități. Ai spus, ai spus mai devreme, da, evident, da. Ai spus mai devreme dacă mă inspir puțin. Am zis că eu n-am găsit afecțiune în familie și am încercat prin colegul ăla de bancata, da? Să găsesc ce nu găseam acasă. Ei bine, lor le-am creat un mediu ocrotit, protejat, pentru că aici pot vorbi și nu sunt direcționați greșit. Spre exemplu, da, bă, nici pe mine nu mă înțeleg părinții, hai să ne răzbunăm, să fugim de acasă, hai să sau ne prindem o țigare sau ce nu știu ce. Să facem, sau da. Alte prostii. Sau da. Hai să ne uităm pe internet și ce să dezbracă, hai să ne dezbrăcăm și noi. Și în mediul acesta, ei simțind că pot comunica, au un model, un exemplu bun și ți-aduce aminte că la început spuneam de lăutarul acela care fuma nu știu da. Ce. Ei bine, ei mă iau pe mine ca profesor, dar iau și exemplu vieții mele. Și atunci eu nu încerc să le dau exemple negative, încerc să le dau per total și ce fac? Și ei ce văd la mine? Nu doar că eu cânt la vioară, nu doar că mă promovez pe mine. Văd că încerc, pe cât posibil, să fac ceva și pentru comunitate. Și pentru ei spun, și pentru... Pot și eu. Da. Și îți dau un exemplu de la Pitești. Aș vrea, dacă este, să te chem acolo și să o cunoști. E o fată care a crescut orfană. Și prin faptul că oameni cu frică de Dumnezeu s-au ocupat de ea, a avut un mediu potrivit. Mai apoi a avut activitate prin școala de muzică. Uh-huh. Fata asta astăzi se ocupă de ceilalți copii. Deci de a ajuns generația ea, următoare. A ajuns, ajuns profesor. Să-i... Prima oară a fost profesor asistent și acum este mai departe. Eu intenționez ca la copiii aceștia care poate n-ar avea un viitor unii dintre ei, la mulți dintre ei să le fac un PFA, să îi introduc în asociație, să le fac un salariu, să le dau o direcție. Găsim alte căi, nu neapărat profesor. Poate o să fie coordonator sau o să fie din acela care scrie proiecte. Pentru că contează mult de tot mediul. Da, într-adevăr este foarte interesant și ai gândit foarte bine. Dar așa cum ai spus, am început cu o vioară, cu două, cu zece și uite că ai ajuns să... Și ai și o formație, nu? De copii care cântă. Da, m-ai întrebat de premiile. Lăsând la o parte că eu am obținut și le-am dat vior cadou. Dacă repetă, studiază și așa mai departe, uite, la una dintre ele, că le-au plăcut și le plac vioara mea electronică și când mă văd ei așa videoclipuri sau la concerte, la una dintre ele care a fost prima la școală, nu doar la școala de muzică, prima la școală și mai apoi a intrat la școala de muzică de stat și din ultima a ajuns prima, eu, ca să o încurajez și prin asta să dau exemplu și celorlalți, i-am dat o vioară electronică, nu de bani puțini. Da, o vioară scumpă. Da. Ca să fie motivată și să răsplătești ostenea ăla. Că e ok, ai dar, ai abilitate. Păi da, dar trebuie să muncești și să mergi și la școală. Nu doar am abilitate și atât, punct, și rămân gata, atât. Da. Educația e foarte importantă, într-adevăr. Și am tot felul de strategii din acestea. Mă bucur așa că ai aceste idei și că le și pui în practică și practic dezvolți ce ai început, dezvolți. Te întrebasem eu de unde dar din dar, ai ce să oferi, Marian. Mi s-a dat a doua șansă la viață și vreau să o fructific, să beneficiez de ea la maxim, dar nu pentru a mă pune pe mine în lumina reflectoarelor. Dacă așa a îngăduit Dumnezeu ca în momentul acesta să am mai multe vizualizări, nu sunt ca să spun eu, vai ce persoană extraordinară, ci ca să dea un exemplu altora și eu trebuie să am grijă cum pășesc, ce dau ca și exemplu. Dacă ei mă văd pe mine... Cum ajut dacă cineva școală, îmi cere da, ajutorul? Și, da. Spre exemplu, mă văd că eu caut banii, faima. Și mă văd cu nu știu ce lucruri nu foarte bune, că mi-e aiurea să le vorbesc, pentru că sunt alții care se uită și n-aș vrea să se simtă jigniți. Dar prin exemplu vieții noastre, noi suntem pentru alții, să zic așa, o carte deschisă. Am o cântare
pe care îmi place să o cânt, se numește O creștem iubire. Foarte frumos. Să te ascultăm. Mulțumesc, Marian, și iată iubirea de care avem nevoie cu toții. Cam așa am tradus eu această porțiune, zi-mi dacă greșesc. Nu greșesc. Nu greșești. Îmi doresc din toată inima mea ca oamenii să învețe să aprecieze ce este de apreciat și ei și eu. Pentru că deseori și dacă știm ce este bine, nu reușim să facem acel bine. Și îmi doresc ca ceea ce am înțeles să fac și în urma la ceea ce fac să obțin și rezultatul de a vedea în urma mea roadele la binele pe care îl trăiesc. Pentru că dacă doar spui altora și tu nu faci lucrul acela, este egal cu zero. Marian, îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit astăzi să stăm de vorbă și abia aștept să cunosc minunile de copii, deci abia aștept să îi cunoaștem, să mergem să îi ascultăm și cântând. Și îți doresc de acum încolo să faci tot atât de multe lucruri bune, așa cum faci de ceva timp, și să auzim cât mai multe evenimente create de tine. Doamne ajută! Vă așteptăm și la concertul, dar din dar, și pe voi și pe cei ce ne urmăresc. Mulțumesc tare mult!